Un tânăr în vârstă de 20 de ani din comuna Dragotești este cercetat penal după ce a provocat o tamponare și a fugit de la locul accidentului. Fapta a fost comisă noaptea trecută. Un bărbat a sunat la 112 și a anunțat poliția că pe raza comunei a avut loc o tamponare. Ajunși la fața locului, oamenii legii au găsit o femeie de 26 de ani care le-a povestit că tânărul a intrat cu mașina pe contrasens, a acroșat-o și s-a făcut nevăzut. Pe lângă cele două ilegalități comise de acesta, polițiștii au constatat că tânărul se afla sub influența băuturilor alcoolice. Mai mult, făptașul nu poseda nici permis de conducere.